Un bărbat din Texas a fost arestat de către autoritățile locale pentru că nu a restituit timp de 3 ani o carte împrumutată de la bibliotecă. Jory Eng, în vârstă de 19 ani din Texas, a fost arestat și închis de către poliția americană, deoarece nu a înapoiat un ghid școlar de mai bine de 3 ani la secretariatul bibliotecii locale. După ce a plătit o cauțiune valoare de $200, bărbatul a fost pus în libertate. Măsura luată de polițiști americani în acest caz se bazează pe o lege adoptată în urmă cu câțiva ani, care permite forțelor de ordine să aresteze persoanele care nu înapoiază cărțile împrumutate de la bibliotecă și care nu răspund la apelurile telefonice sau e-mail-urile personalului. Autoritățile recunosc că legea nu se bucură de sprijinul comunității. Ne confruntăm cu rezistența localnicilor asupra acestei legi. Nimeni nu vrea să fie arestat pentru că nu a înapoiat o carte de la bibliotecă. Totuși, există și oameni de cealaltă baricadă care ne spun că nu pot împrumuta cărți pentru că alții nu le restituie, a declarat un judecător din orașul Copperascove.